Domnul Dani alături de noi, Alexandra Gog și Alex Delea, pentru că vă spunem încă o dată, oameni buni, avem biletul de aur, vă trimitem la Survivor în echipa războinicilor. O persoană poate pleca acolo, domnul Dan. Un războinic va fi trimis de emisiunea noastră și, bineînțeles, de telespectatorii care ne urmăresc, pentru că, practic, ei votează și putem să spunem că o să facem cunoștință cu primul războinic. Wow! Primul războinic, încântat ca de fiecare dată, Cătălin, să fiu aici, prezența onorantă, văd aici un campion, o văd pe Alexandra, care deja o campion, te-ai și dreptate de la Axis Mundi era acolo, nu? Și merită, că fiecare, dragilor, că uite, ăsta e tichetul de aur, tichetul de aur pleacă de aici, din studio, de la Pro TV și poate să ajungă așa, pentru că, interesant paradoxul, Alex de la început războinic, da. Și a terminat cu aripile deschise. Și acum e faimos. Da. Adică dacă îl cauți pe Instagram, dacă îl vezi pe stradă, el e faimos, foarte frumos. Da. Cum e, Alexandra? S-au înscris oamenii? S-au înscris zilnic, vin oameni și videouri pe care noi le vedem împreună cu echipa noastră, le verificăm și, bineînțeles, cele mai bune ajung într-o listă scurtă, sunt sunat și evident că urmează câteva zile de casting în care ne vom întâlni și vom vorbi cu ei față în față. De luni, practic, 8 din sutele de oameni vor fi aduși aici în platou și după care telespectatorii vor hotărâ care dintre ei va fi cel care va pleca ca prim războinic la Survivor 2023. Vreau să-ți arăt filmulețe, să vă arăt filmulețe și voi să le dați oamenilor tot felul de ponturi cum ar trebui să filmeze, ce ar trebui să facă, să vă convingă, știi? Exact. Că mie mi se pare că e cel mai tare chestie, adică îl avem pe câștigătorul Survivor și îl avem pe domnul Dan, prezentatorul, tăticul Survivor, acolo. Și atunci, haideți să vedem, oamenii ar trebui să înțeleagă, completează aici formularul, e foarte simplu, peste 18 ani trebuie să aibă, să-și încarce un videoclip de un minut, pentru că video ăsta te convinge, știi? Absolut. Toată ziua stăm pe TikTok, pe Instagram, pe Reels-uri, pe asta, ți arată video, te convinge, rămâi. Dacă nu, dai skip. În minutul ăla trebuie să spui, Doamne, am văzut anumite videoclipuri foarte așa... Bă, tata, ai o oportunitate foarte mare să mergi la Survivor. Eu, dacă aveam oportunitatea asta să știu că pot fi văzut, păi băgam telefonul la gură, mă, nu știu, stăream, făceam ceva foarte delăsător, foarte... Sunt făcut energia pentru trebuie să fie... Trebuie să dai o emoție, să simți acolo că, bă, ăsta chiar vrea, mă, își dorește, nu știu, să o iei razna, să faci ceva cu adevărat, să-ți furi privirea, să zici, da, bă, tată, ăsta merită să meargă, sau... Perfect. Adică oamenii aveți la dispoziție un minut să convingeți practic întreaga echipă că puteți să fiți participați la acest show, să fiți primul războinic. Hai să vă arăt un video, primul video, da? Ca să vorbim și cu Marfa, clientului. Hai să vorbim. Bună ziua. Asta e 3 ore când mă înscriu la Survivor, dar de data asta chiar am nevoie pentru că sunt pic cam disperat. Am pierdut 24.000 de euro la Bitcoin și da, m-am mâncat în să bag la Bitcoin. Și chiar am nevoie de bani să recuperez un pic, pentru că la anul sunt de 2 ori naș, plus vreo 6-7 evenimente, botezuri, nunți, deci e jale mare. Deci vă rog frumos să mă sunați, că vin cu primul avion, mașina, pe jos vin la București. Bă, foarte bujor. Cea mai bună. De 3 ore am tot trimis la Survivor. Am mai pierdut și 24.000 de euro cu Bitcoin-ul ăsta. Mai și 2 nunți. Bă, am nevoie de bani. Nu, mai vreau să-mi schimb și mașina, nu? Nu mai rezist. Sunt 3 tipuri de limbaj, nu? Le știm. E verbal, paraverbal, non-verbal. La el, ce nu spune de fapt, că sigur e amuzant, este într-adevăr, da, ai putea să o traduci ca o formă de motivație, da? De sigur. Dar nu știu dacă e pe strada corectă motivația asta, pentru că Alex știe și toți, și Alexandra, i-am urmărit. Ai nevoie de bani, da, adică și... nevoia aia primară, sigur că o avem toți, nu? Nu prisosesc nimănui banii. Dar ideea este că nu ăla e driver. Condiția fizică că e una, dorința. Și am o întrebare, rugăminte, guys, asta cu pieptul dezgolit. Păi până să ajungeți ca Delea și băieții, pune tată ceva, pune, adică de ce neapărat? Sau măcar ieși și fă ceva în natură cu corpușorul ăla dezgolit, știi? Am înțeles că asta te adică, convingă. E stranie prezența într-un living sau ce era acolo, păi, știi? E cald și duminica. Videoclipul e foarte bun, dar nu cred că a greșit, nu știu. Deci, mai mi-a plăcut, adică eu căutam un genul ăsta de om care să zici, bă, am încercat de 3 ori, adică n-a încercat prima dată. Ne-a tras atenția, face doar și poate. Exact. Da. Face orice să-și acopere datoria, adică imaginează-ți. Bagă, face orice, dar... Da, totuși, acolo e vorba despre altceva. Cu siguranță fiecare persoană care merge la Survivor vrea să câștige. Da. Dar până acolo... Dar tu ce ai fi zis? Tu, dacă te filmai, ce făceai acum? Mamă, nu știu, cu siguranță n-aș fi zis ce a spus băiatul respectiv. Da, nu, no, faci
aș fi montat, m-aș fi gândit foarte mult să, să atrag atenția, dar cu ceva să, să băi, ca cei care mă văd să zic, bă, ăștia dorește prea mult, nu știu, să iau telefonul ăla, să vorbesc cu el, dar să, băi, să-mi-l bag în gură, să urlu, să mă dau cu el, să, să dau o emoție. Și bineînțeles, la sfârșit să spun că vreau să-mi schimb mașina. Totuși, de ce mergem acolo? Perfect. Dar tu cum ai convins pe cei care te-ai dus la casting? Că e foarte interesantă și povestea asta. Atunci când am mers la casting? Da. Wow. A venit Alin Sălăjan și ne-a povestit el cum a participat experiența la Survivor, experiența lui. Da. Și cum era cu încă un băiat acolo. Și băiatul a zicea că, nu știu, nu puteți să ratați asemenea ocazia. Și Alin le-a zis la cei din casting, bă, dar nu v-a săturat, mă, s-au zis toate vorbele astea? Ca să dau puțin din casă. Când te-ai întâlnit tu cu echipa, producția, ce se întâmplă aici e o oportunitate foarte mare, pentru că castingul adevărat de Survivor e exact ca în Survivor. E foarte greu. Adică aici oamenii au o șansă. Aici e o șansă. Aici e o anticameră. Exact. Da, da. Aici e foarte multe, mult mai multe șanse. Acolo am casting. Probă sportivă, probă de not, încă un casting, casting final, deci ai o grămadă de etape prin care treci. Aici este foarte simplu. Și... nu foarte simplu, dar da, ai mult mai multe șanse. Exact. Da, dar atunci când sunt pe loc, noi avem doar 8 săptămâni de izolare și sunt mulți pe loc, dar, ca pe vremuri la Asia. Ai mult mai multe șanse și da, acolo primești foarte multe întrebări. Zi, când te-ai dus tu la casting, cum a fost? Păi am avut și un noroc, un mini noroc, am intrat cu alte două persoane, au vorbit la fel cum a spus și Alin Sălăjean. Da. Vreau să-mi depășesc limitele, vreau să fai de capul meu. Am zis, bă, așa că ăștia doi nu trebuie să vorbesc. Eu când am zis, așa nu, ei vorbeau ca și când citeau de pe un prompter, nu se face așa, vorbește tu. Nu cum vorbește toată lumea, nu vorbi din povești, nu îți depășești limitele, că nici nu știi ce limite. Du-te acolo, bă, vreau să-mi fie foame, bă, vreau să mor de, eu spun, vreau să mor de foame. Tu vreau să-mi fie greu, vreau să știu ce înseamnă să mor de foame, da, pentru că ei te întreabă pe tine. Nu, dar le-am văzut ulterior, da. Ei te întreabă pe tine că vei face foame, dar tu ești mâncat. Adică o să faci foame. Bine, fac foame, nu e nicio problemă. Dar tu nu știi ce înseamnă. Ei, chiar vreau să simt asta. Mi-au spus că o să, știi că o să pierzi mușchi. Mi-au spus că eram și eu mai măricel atunci. Și am spus: evident că o să-mi pierd mușchii, dar dacă nu-i pierd aici, ce fac eu cu ei? Ce fac cu ei? Vorbiți din toată inima mereu. Îmi place foarte mult să conving, să simtă ceea ce spun. Și asta vreau și ca cei care trebuie videoclipul să simtă. Hai să vedem. Ai, mamă. Bună seara! Mă numesc Pascale Gheorghe Daniel, din Băile Olănești, județul Vâlcea. Sunt pregătit fizic și psihic pentru câștigarea Survivor România! Votăm președinte! Ok, da. E un show de televiziune, știe. Nu? Deci omul a înțeles. Da. Cum ți s-a părut? L-ai vedea la Survivor acolo? Eu știu, vorbim cu el în consiliu, așa. Mă gândesc că ar trebui să aibă un motiv foarte bun. Da, într-un consiliu. Cred că avea nevoie de aprobare. Dar asta, admit că e... Asta și căutăm la ei. Adică, bun, ok, ce în spatele acestei abordări, nu, Alexandra? Adică, cum vede el... O poveste ulterioară de aici. Clar ne-a atras atenția. Nu știu dacă pentru show-ul nostru. Da, e un personaj. E un personaj. Știi care e uman. Acum știi cum e acasă, are telefonul în mână și ceva am un minut la dispoziție. Săraci oamenii, poate unii nu știu să monteze videourile. Trimit acolo, se filmează și trimit. Dar poți să fie și mai convingător, nu? Mult. Adică când stai să te uiți pe TikTok și vezi tot felul de montajele și de nebunii, uite, asta e un pont pentru cei de acasă, acum mi-a venit ideea. Puteți să vă filmați în TikTok sau în Instagram, că e mai ușor de montat, și să trimiteți montajelul să fie mai spectaculos, nu? Depinde și de... Trebuie să ai o nebunie. Trebuie să-ți dorești foarte mult. Da, mai sunt tot felul de filmulețe, Alexandra, nu? Sunt tot felul, da, avem... aș împărți în câteva segmente, să zic. Sunt acele filmulețe boomerang. Pur și simplu o să vedem acum câteva modele. Nu vorbesc, doar se filmează și privesc camera și atât. Și cred că sunt convingători. Sunt filmulețele acestea care, în care își doresc atât de mult să fie convingători, încât poate că exagerează sau țipă sau dar nu eram convingător al lui. Da. Era la de la tine, de pe antebraț. Da, vezi, mă, Delea, vezi ce înseamnă aici să fie foarte multe fete în redacția noastră care se ocupă numai băieți la Survivor, parcă se înscriu. Uite, mă, fetele, adică să vedem mai fetele. Hai să vezi fete. Uite, că am pregătit și fete. De ce merit un loc în competiția Survivor? Deoarece am voință, am determinare, am putere. Vreau să și slăbesc. Vă rog frumos să-mi acordați această șansă, această dietă, că am nevoie. Ne vedem! Vin imediat și fetele, zice Alexandra. Da. Și fetele, avem. Nu ai băieții selectat, mai la busul gol, zi de la ce ți-a părut de băiatul ăsta? Au fost câteva persoane care au venit cu același scop. Să slăbească. Începând cu Liviu. Liviu
a părăsit foarte repede competiția, dar scopul lui a fost să slăbească. Da, exact, uite, foarte bună. Mai avem altă, da, alt personaj, da. Mihaela, la fel, da, scopul lui a fost să slăbească. Băi, dacă vii cu mentalitatea asta de a slăbi, cu siguranță în primele două săptămâni slăbești cum n-ai slăbit în toată viața ta. Dar nu cred că mergi mai departe de alea două săptămâni. Asta e, asta e. Adică mentalitatea e să... alta, cu totul și cu totul alta. Trebuie acolo să convingi, mă, să-ți dorești, adică să fii în capul tău asumat că te duci și stai pentru 6 luni acolo. Cătălin, eu... și au deja, scuză-mă, Alex, nu, au deja astăzi oamenii noștri, Națiunea Survivor România, cum place să o numesc, au deja niște arhetipuri, au niște modele și la masculin și la feminin. Adică nu e greu să te inspiri, inclusiv în fabricarea filmulețului ăstuia, nu că am eu problemă că sunt ei la bustul gol, dar parcă e o tranziție între două camere, la baie. Boss, pregătește-o puțin, vă vreau să te văd. Natura în care, de altfel, cu care vei fi acolo... Dar cred că te-am văzut și pe tine, domnul, da? Și puteai să ne dai filmulețul ăla, participai sigur la Survivor, erai undeva cu fratele tău sau frate se antrena, mi s-a plăcut foarte tare. Și nu era pentru niciun casting. Nu era pentru niciun casting și tot așa era, domnul Dan, era bine de tot pe sport. Încerc să țin pasul cu ei, că uite-i cum sunt. Ce biomecanică au. Și asta e aici, în studio, da? Când îi vezi acolo? Oh, gheparzi sunt. Pe trasee, da, leargă, nu-i mai prins. Bine, haide să vedem. Avem și un set, Alexandra, nu? De fete. Aici, uite. Mă prinde albastru, zic. Oca, bună, bună. Ele nu zic nimic, adică nu doar nimic. Ne trimit bumerang. Da. Astea sunt pentru Survivor. Ele s-au înscris așa, cu da, acest ia, da, ia, da. Da, se vede voința. Aici... Deci, uite, sunt și genul ăsta, sute de filmulețe, așa, trimise doar pe bumerang. Da. Și nu știu cum ar crede că ne pot convinge așa, adică nu spun că... De pe Delea l-a convins. Eu chiar aș vrea aici. Uite, aici e ceva care ai bian, Delea. Da, da. Păi dacă ea știe. Da, da. Aici. Mă prinde albastru, zic eu. Bună, bună. Bună. Da. Aici, Delea. Ce faci, Delea? Aici parcă îi face un pic din cap la Alex. Aici, aici ți-a plăcut ție. Aici intensitatea privirii, cred că... Nu te mai uitași. Aruncarea cu privirea. Da. Nu te mai uitași. Eu chiar mi-aș dori ca, ca una dintre aceste fete să meargă. Să se califice pentru, da. Pentru da. Că or să fie șocat într-un hal de incredibil. Pentru foarte că mulți oameni cred că show-ul ăsta e destul de ușor. Știi, când ești acasă, ai impresia că poți să-l depășești și zici, mă, gata, ok, arunc olea acolo, ok, hai că mă obișnuiesc fără să mănânc, dar ce o fi așa greu? Foarte mulți factori la care nu te gândești. Fiecare din noi trei de la masa asta și cât am mai vorbit, împreună cu minunata echipă de producție a show-ului, vedem fațete de fiecare dată care ne uimesc. Suntem și noi, cum vorbeam aici, într-o cursă a supraviețuirii. A văzut și Alexandra acolo. Adică noi ne minunăm de ce poate să scoată condiția umană, cum poate să depășească, apropo de adevăratele limite, când sunt zdrobiți, nu prin nicio recompensă și totuși se prezintă la joc și mare atenție, sub ochiul magic al camerei. Adică nu poți să faci nazuri, să zici, bă, nu mă mai joc, nu mai vreau, trebuie să te joci. Plec acasă, acolo... nu merge, te scot ei. E filmat 24 din 24. S-ar putea să te iubească ea de acasă, exact. Și tu să nu știi și să te țină acolo. Asta mi s-a întâmplat. Vezi asta la vot. Da, adică este un joc cu atâtea variabile în lucru, încât e fabulos și rămâne cel mai puternic format de televiziune în momentul ăsta pe outdoor. Adică, așadar, incredibil. Oameni buni, nu uitați, Survivor România 2023, avem biletul de aur, trimitem primul războinic la acest show. Războinicul nostru, îl și tatuăm, îți dai seama, trebuie să facem ceva să vedem cine e. Da. Alexandra, îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Mai așteptăm filmări, caută mai multe. Să vedem și cu fete și cu băieți. Și mâine, Cătălin, mâine să știi că vom fi în direct de la prima zi de casting. Mâine îi vom vedea și vom vorbi așa mai pe larg cu câțiva dintre cei înscriși. Și bineînțeles că intrăm în direct aici și o să relatăm de acolo, de la locul. Deci de luni, oameni buni, o să avem 8 oameni selectați care vor trebui să vă convingă pe dumneavoastră cei de acasă prin diferite probe pe care o să le avem, pentru că dumneavoastră cei de acasă alegeți primul războinic. Alex, îți mulțumesc mult de tot. Domnul Dan, arătați impecabil ca de fiecare dată. Mulțumesc. Sunteți minunat să aveți grijă de dumneavoastră. Mulțumesc și mulțumesc pentru prezență.